Totalurile campaniei de vaccinare au fost anunțate astăzi cu mult fast de Primăria Capitalei în fața Centrului Municipal de Vaccinare, care de mâine își sistează activitatea. Șeful Direcției Sănătate a mânat diplome tuturor celor care au fost implicați în proces. Asta deși tot el a menționat în discursul său că pandemia încă nu s-a încheiat. Zeci de oameni, unii fără măști de protecție, au participat la eveniment. La rândul său, edilul Ion Ceban a anunțat că mai urmează o manifestație din această serie, dat fiind că pot lui perioada critică a trecut deja. Zeci de persoane au fost convocate astăzi în fața Centrului Municipal de Vaccinare la o ceremonie organizată de Primăria Chișinău. Presa nu a fost invitată la eveniment, deși administrația locală a făcut totalurile campaniei de imunizare, în contextul în care de mâine punctele mobile, dar și acest centru își încheie activitatea. După ce s-au rostit discursuri în fața celor prezenți, șeful Direcției Sănătate a înmânat diplome specialiștilor care au fost implicați în proces, în total fiind vorba de 110 persoane. Diploma de onoare se acordă domnului Maxim Fostică, șofer de troleibuz, regie transport electric. Electrician, regie transport electric. Mulți dintre cei prezenți la eveniment au și uitat de pandemie, deși Boris Gâlca în discursul său a menționat că pericolul de infectare cu COVID-19 încă persistă. Ultima secvențiere care a fost efectuată la Agenția Națională de Sănătate Publică demonstrează că COVID-ul într-adevăr încă nu a plecat, iar dominația atenției de 100% în premieră a fost anunțat prin secvențierea oficială este tulpina Omicron. Între timp și datele prezentate de Ministerul Sănătății arată că zilnic se înregistrează sute de cazuri de infectare cu COVID-19. De exemplu, ieri 30 martie, 296 de teste din toată țara au arătat un rezultat pozitiv la coronavirus. Chiar și așa, primarul a anunțat că planifică un eveniment și mai mare, care va fi organizat poate într-o sală de festivități. Întrebat despre asta, Ion Ceban a declarat că este mândru de organizarea rapidă și că, în opinia lui, situația critică a trecut deja. Cred că trebuie să atragem atenția și asupra activității altor categorii de funcționare, altor categorii de oameni implicați, medici care au fost nemijlociți în gestionare a situației pandemice. Mă refer începând la oamenii din terapie intensivă și finalizând cu dedicatoarele din instituțiile spitalecești. Cu diplomă de merit s-a ales și Vladimir Nanuță, șofer de autobuz care activează de mai bine de 40 de ani. Ni s-a dat o diplomă până când. Aha. Mai departe, un vedeți ce. Ce o să faceți cu această diplomă? Nu, o să o păstrez, că asta e și ca amintire. A fost în COVID-19. Am fost zi la zi la muncă, autobusul l-am păstrat, l-am dat la timp, doctorii au fost mulțumiți, asta nici nu se discută din partea asta, că le-am îndeplinit la plăcere la toți. A fost complicat, cum a fost? Deodată, că când, mă rog, că, cu emoții. Un motiv de laudă a fost și faptul că peste 70% dintre chișinăuieni au fost vaccinați. Astfel a fost depășit pragul de imunitate colectivă recomandat de OMS, spun responsabilii de la Direcția Sănătate a Primăriei. Totuși, această cifră include și cetățeni care s-au imunizat peste hotare. Între timp, statistica prezentată de Ministerul Sănătății arată că tot mai puțini oameni vin să se vaccineze. Potrivit datelor prezentate de primărie, la Centrul Municipal de Vaccinare s-au imunizat în jur de 76.000 de persoane. În autobuzul special amenajat și-au administrat vaccinul aproximativ 14.000 de moldoveni, iar în troleibuz 34.000. În total, pentru întreținerea acestor 3 puncte de imunizare care au activat timp de un an, din bugetul municipal s-au cheltuit 1,4 milioane de lei. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.